Bună draga mea, sunt Luna Ala. Săptămâna va fi intens marcată de o minunată afirmație a lui Seneca. O parte din timp ne este răpită, alta ne este sustrasă, alta se scurge, dar cea mai urâtă pierdere este aceea datorată neglijenței. Și dacă vei voi să baci de seamă, vei vedea că cea mai mare parte a vieții o pierzi făcând ce nu trebuie, o mare parte ne făcând nimic întreaga viață făcând altceva. Gata, Mercur se află în săgeată. Ești mai optimistă, iar credința crește. Vrei acum să crezi și să convingi, dar ești prea precisă, prea directă în vorbire sub această influență. Luna se opune soarelui din Săgetător. Polaritatea gemeni Săgetător este o axă mentală în care gemenii reprezintă mintea inferioară, iar Săgetătorul reprezintă mintea superioară. Partea inferioară te îndeamnă să gândești logic, în timp ce Săgetătorul te convinge să gândești larg, să cauți sensul. În mod ideal, ar trebui să găsești un echilibru între cele două energii. Este jurământul astrelor pentru împlinirea a ceea ce a fost început. În mod clar, este o perioadă pentru cei creativi, onar și intuitiv. Dacă nu ești, află cum poți fi așa. Haideam atunci să aflăm la ce sunt predispuse minunatele semne ale zodiacului vei avea o mare șansă de a-ți dovedi valoarea în calitatea de om sensibil, disciplinat și conștiincios. Oamenii din jurul tău vor vedea că nu ești numai o persoană creativă, ci și o persoană care știe să-și asume responsabilitatea în lucruri serioase. Vei putea să ai succes în domeniul profesional și vei dobândi conexiuni utile în viitor. Ia în considerare faptul că viața publică este o prioritate în această săptămână. Acțiunile tale în această săptămână vor putea fi caracterizate de o lipsă totală de logică. Acest lucru se va manifesta în special în domeniul finanțelor tale. Poți fi tentată să faci o cumpărare inutil de constisitoare, poți împrumuta bani unei persoane care nu îți returnează. Pentru a evita cheltuielile inutile, Cumpără doar cele necesare. Perioada nu este favorabilă pentru cumpărături. Sfatul planetelor: fă totul cu bună credință și nu vei regreta nimic. Ei bine, viața personală îți va distrage atenția de la aceste experiențe fără bucurie. Dacă ești într-o pereche, vei fi capabilă să reduci romantismul în afacerea ta actuală de dragoste. Dacă ești singură, în zilele următoare vei putea să intre în conversație cu persoana pe care vei dori cu singurătate să o numești sufletul tău pereche. Luni renunță la toate afacerele, dacă este posibil. Starea de spirit va fi ușor în declin, iar circumstanțele nu contribuie la manifestarea ta. În astfel de zile este mai bine să păstrezi toate contactele externe la un nivel minim. Dar mai aproape de sfârșitul săptămânii vei putea să fii activă și să realizezi tot ceea ce ai planificat mai devreme. Prin urmare, transferă toate cele mai importante lucruri pentru sfârșitul săptămânii și pentru weekend. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Taur Începutul săptămânii poate fi dificil manifestarea emoțiilor negative, precum și diverse zvonuri sau vorbe asupra ta de la oameni în care ai avut încredere sunt posibile. Dar până la mijlocul săptămânii totul va fi bine și vei trăi din nou în armonie. În această săptămână te poți afla în căutarea de singurătate și liniște. În timp ce întreaga lume se confruntă cu o ajutație specifică verii, tu poți reflecta serios asupra modului de creștere a venitului. Nu vei putea găsi singură răspunsul la această întrebare și vei contacta o persoană cu experiență. El îți va da o indicație în ce direcție să acționezi. Este posibil să te poți baza pe patronajul oamenilor bogați, atât pentru sfaturi utile, cât și pentru finanțări. Astrele îți recomandă să-ți întorci ochii către tine însă și mai bine spre interior, spre lumea ta interioară. Aici găsești răspunsurile la multe dintre întrebările care te privesc. Numai în armonie cu tine poți ajunge la decizia corectă și să determini cel mai bun mod de acțiune. Vei fi foarte aproape de creșterea ta spirituală. Vei avea nevoie de schimbări interne importante. Beneficiile materiale nu te vor ocoli, banii vor veni la tine sub formă de câștiguri din hobby-ul tău preferat. Joi, relațiile financiare și personale pot suferi schimbări dramatice, vor deveni mai profunde și mai bogate. Te vei simți ca o persoană de care depind mulți alți oameni. Fii pregătită pentru situații de conflict pe care le pot provoca alții. Vineri, o figură prietenoasă te va încânta cu o mulțime de informații pozitive. Principala dintre ele poate fi renuirea unei foste afaceri de dragoste. Weekendul este promis ca fiind plin de culori strălucitoare în viața ta. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Gemeni, ai multe planuri minunate, ești plină de încredere în tine însă și ești pregătită să lupți cu dragonii, să cucerești împărăția dorită și chiar să-ți realizezi visul cel mai prețuit. Stelele spun că în timpul săptămânii poți obține ceea ce dorești. În ce privește viața socială, săptămâna aceasta va fi în contact foarte strâns cu oamenii. În fiecare zi va fi înconjurată de prieteni, rude, cunoștințe, colegi și întâlniri ocazionale. O mulțime de comunicare, precum și întâlniri cu o perspectivă viitoare utilă. Întâlniri aleatorii, dar foarte promițătoare cu foști parteneri de afaceri, nu sunt excluse. Nu pierde această șansă. Poți face o achiziție foarte utilă în această săptămână. Dispozitivul pe care îl vei aduce acasă îi va șoca pe cei dragi. Când membrii familiei îl vor vedea, ei vor fi surprinși cum trăiau fără această curiozitate miraculoasă. Această achiziție va crea ție și familiei tale cea mai vie impresia săptămânii. De luni până joi este de așteptat o călătorie în timpul căreia nu sunt excluse cunoștințele romantice. În ciuda succesului și entuziasmului întregii săptămâni, este totuși necesar să menții prudență, deoarece nu toate contactele vor fi pozitive. Cineva te poate deranja sau te poate ofensa, și, în cel mai rău caz, chiar îți poate face rău. Dar în familie vei găsi armonie și confort. Petrece mai mult timp cu cei dragi. Toate celelalte evenimente care apar în viața ta se vor distinge prin absența oricărei valori? Dacă totuși te plictisești și te hotărești să te distrezi, încearcă să faci plimbări lungi sau excursii sportive scurte. La sfârșit de săptămână, odihnește-te bine, angajează-te în autoanaliză și revizuirea valorilor vieții. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. RAC Astrele susțin că te-ai lăsat pradă propriilor emoții și acum alegi fructele sub forma incapacității tale de a netezi o situație de conflict sau de a pune capăt unei dispute cu cei dragi. Aceasta este o perioadă destul de dificilă pentru cuplurile stabilite. Gândește-te ce spui și în ce scop, altfel nu vei evita conflictele serioase. Ar trebui să fii moderată în emoționalitate și distragerea atenției. Mergi la sala de gimnastică, concentrează-te asupra muncii. Încearcă să nu-ți pierzi controlul asupra sentimentelor în această săptămână. Vei fi foarte emoțională în fiecare eveniment în care ești destinată să participi. Deci, la locul de muncă, tu mai mult decât alți colegi te vei preocupa de rezultatul unei acțiuni colective. În viața personală, motivul principal pentru îngrijorările tale poate fi plecarea cuiva drag. Vei găsi un canal de ventilație, întreburi ușoare casnice, o călătorie sau vizite regulate la prieteni și alte lucruri care îți oferă liniște. Excursii scurte sunt posibile în această săptămână, precum și întâlniri cu oameni cunoscuți. Dacă ești singură, nu ar trebui să idealizezi noile cunoștințe. Vei avea nevoie de o schimbare cardinală a imaginii pentru a intra fără probleme și în mod armonios într-o nouă etapă a vieții tale. Este prea vreme să vorbim despre ce reforme ai nevoie să faci. Mai aproape de vineri, starea ta de spirit va deveni mai stabilă și te vei simți pacificată. În același timp, sunt posibile incidente cauzate de neliniștea financiară, dar este doar un norișor pe frunte și va trece repede. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Leu, te așteaptă o perioadă minunată! Ai planuri ambițioase și nu poți aștepta să le aduci la viața. Dar, înainte de a te ambala, te sfătuiesc să-ți reconsideri prioritățile vieții, să scapi de relațiile depășite și să nu mai cauți cauza eșecurilor tale în ceilalți. Cu cât faci mai repede acești pași, cu atât mai repede vor apărea schimbările pozitive în viața ta. În această săptămână ai posibilitatea de a-ți extinde în mod semnificativ orizonturile, mergând într-o călătorie scurtă. Te vei găsi în locuri necunoscute și vei întâlni oameni foarte interesați. Când te întorci acasă, va trebui să te concentrezi din nou pe rutina zilnică. Întreaga săptămână va fi mai emoțională decât oricând și desigur există motive suspecte. Emoțiile tale se vor revărsa peste margine și de fiecare dată printr-un altul. La începutul săptămânii există pericolul de a te fi supărat din orice mărunțiș, de a cădea în starea de apatie și melancolie și de a te retrage complet de la toți cei din jurul tău. Dar asta trece repede și până la mijlocul săptămânii vei fi iarăși sufletul companiei, vei reveni în lumina reflectoarelor astfel că vei radia bucurie și optimismul. Dacă ești dintre cele care nu și-au întâlnit încă jumătatea, ei bine, poți găsi fericirea. Dacă ești deja într-o familie, planetele prezic o perioadă armonioasă în relație. Nu uita de îndatoririle tale profesionale. Începând de joi, mândrie și temperamentul îți pot aduce multe probleme. Orice schimbări de dispoziție pot părea ciudate din exterior. Încearcă să-ți împiedici impulsurile necontrolate complet și vei câștiga în weekend. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Făcioara. Încă de la începutul săptămânii nu te vei plictisi? O mulțime de noi cunoștință, călătorii de afaceri, întâlniri vei fi întotdeauna în centrul atenției. Acum ai o scenă profesională minunată, ești plină de inspirație, idei bune și ești convingătoare în discursuri. Acest lucru va marca cu siguranță șefii și partenerii, iar cei dragi și prietenii tăi apropiați te vor cunoaște dintr-o parte complet nouă. Poți încerca să faci pași decisiv în suișul pe scara carierei, în antreprenoriat sau în căutarea unei surse suplimentare de venit. Totul este acum în mâinile tale și nu poți să mă contrazici cu asta. Dacă săptămâna aceasta totul va depinde complet de acțiunile tale, nu are niciun rost să dai vina pe altcineva pentru asta. În mijlocul săptămânii, detractorii se pot activa, ei vor fi bucuroși să-ți aranjeze diverse trucuri murdare, dar vei putea ocoli toate obstacolele. Pe de altă parte, dacă nu vrei să faci nimic, atunci nimic nu va merge în mâinile tale și, din potrivă, toate necazurile vor cădea literalmente asupra ta. Prin urmare, decide cum să acționezi, să faci ceva sau să te plângi de soartă. După cum te-am avertizat deja, începând de joi, fii pregătită pentru dificultăți în afaceri. Conflictele, problemele legate de documente și deteriorarea sănătății nu sunt excluse. Cu toate acestea, în general, perioada va avea succes și vei putea depăși toate dificultățile. Tu ești destinată să supraviețuiești mâniei, frustrării, geloziei și furiei, deoarece o afacere sau o poziție pe care ai considerat-o deja în mâna ta va merge la altcineva. De îndată ce te vei împăca cu ideea că dorința ta nu a fost îndeplinită, va apărea o altă situație enervantă în viața ta. Vei încerca să începi o nouă poveste, dar persoana față de care vei experimenta interesul senzual și simpatia pasională va fi legată de legăturile de familie. Îți vei îndrepta ochii spre altcineva și astfel vei începe următoarea afacere fără caracter obligatoriu. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. balanza. În această săptămână vei putea rezolva o serie de probleme importante. Vei găsi o nouă sursă de venituri financiare pentru bugetul familiei tale, te vei împăca cu un prieten sau o rudă, vei repara ceva prin casă, un lucru care a rămas mult timp fără atenție sau vei face o achiziție foarte bună. Singurul lucru care te va opri să te simți în cerul al șaptelea cu fericirea va fi o chestiune legată de sănătate. Periodic te vei plânge de amețe, oboseală, slăbiciune, cefalei și alte simptome de nevoie de vacanță. Poate că te vei asemăna cu un struț care își ascunde capul în nisip și în același timp se gândește că problemele vor trece. Dar aceasta este o iluzie. Ceva va trebui rezolvat oricum. Dacă ești îndrăgostită în această săptămână, te poți forța să-ți asumi un rol dublu. Există riscul de a intra într-o situație responsabilă și oarecum amuzantă. Poate fi cauzată de statutul tău, de fapta unui partener sau de un salut fatal din trecut. Soarta în sine îți va oferi o oportunitate de a rectifica situația. Dacă te gândești, poți nu numai să scapi de starea de oboseală, dar și să îți îmbunătățești în mod semnificativ situația financiară. Mai întâi de toate oprește tendința de a te așeza la umbră, ieși la lumină. Lasă oamenii să vadă că ai ceva de oferit lumii. Joi sau vineri nu sunt excluse neînțelegeri în echipă și familie. Fii diplomată și încearcă să păstrezi ultimul cuvânt în dezbatere. Nu te epuiza cu munca fizică sau cu volumul excesiv în sport. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Scorpion, Îți poți dedica săptămâna aceasta promovării carierei. Poți face o serie de pași foarte importanți pentru a-ți deschide orizonturile tale profesionale. Într-o serie de întreprinderi vei reuși, dar în general este puțin probabil ca situația să se schimbe radical. Vei continua să-ți îndeplinești exact rolul la locul de muncă ca și înainte simțindu-te că ești subestimată în mod clar trebuie să te distrezi, iar săptămâna este cea mai bună pentru asta. Călătorește, practică sport sau hobby-ul preferat, mergi la întâlniri, caută un nou domeniu de activitate. Locația planetelor favorizează orice angajament, așa că nu te răzgândi și nu-ți face griji. În afacerele iubirei, în zilele următoare, vei avea mult mai mult succes. Vei putea să te întorci la fosta poveste de dragoste din Uniunea de Familie, sau, dacă ești singură, să cunoști o persoană foarte interesantă. Bucură-te din plin în această săptămână cu o persoană care îți va împărtăși sentimentele, opiniile despre viață și va fi în măsură să te susțină în momente dificile. Dar, dacă nu ai găsit încă un astfel de partener de viață, va trebui să faci față problemelor emoționale. Poate fi o deteriorare bruscă a dispoziției și apariția depresiei din senin. În acest caz, petrece mai mult timp în singurătate, citește cartea ta preferată sau vizionează filmul preferat. Îți va face bine. Cu banii pe care îi ai acum, este destul de bine. Încearcă să economisești și să cauți o oportunitate de a câștiga bani în plus dar nu-ți faci o griji, în curând vei fi norocoasă. Principalul lucru nu exagera și dormi suficient. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Săgetător, ești mereu pe grabă. Chiar dacă cineva crede că greșești și nu acționezi așa cum ar trebui, Opinia altcuiva nu contează pentru tine pentru că ai propriul tău ca pe umer care îți spune că faci totul așa cum ar trebui, și nimic altceva. O astfel de încredere în sine, în combinație cu o bună energie în această săptămână, îți va permite să atragi mulți oameni de partea ta. De aici o consecință poate lucrurile se vor schimba precum un ceas. Încearcă să se convingi pe toți într-un mod persuasiv și nu te dovedi tiran, altfel ar putea merge lateral după aceea. La locul de muncă vei obține un succes considerabil, iar în cercul celor dragi vei câștiga reputația unei persoane receptive. La rândul lor, aceștia te vor ajuta și de asemenea colegii, prietenii și chiar și oamenii necunoscuți. Săptămâna aceasta poți conta pe noroc, acesta va întoarce fața spre tine. De exemplu, poți găsi fericirea în viața ta personală, poți găsi un loc de muncă mult așteptat sau chiar poți dobândi în sfârșit propria ta casă. Cu toate acestea, poți decide că succesul în serviciu nu este la fel de relevant ca evenimentele care se desfășoară în sfera afacerilor tale de dragoste. Vei decide să te angajezi în tine însăți pentru a ridica întotdeauna și peste tot admirația sexului opus. Prin urmare, poți câștiga mulți fani sau admiratori noi și vei încerca să găsești în unii dintre acești oameni a doua jumătate. Povestea ta spontană este deocamdată la un sfârșit inutil, deoarece atât tu cât și noul tău partener veți fi prea frivol unul față de celălalt. În weekend este recomandat să-ți petreci timpul în aer liber. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Capricorn, Săptămâna ți este favorabilă în toate privințele, dar soluția cea mai de succes va fi problema banilor. Poți conta pe un bonus, o creștere a salariului, o moștenire neașteptată, un cadou scump sau o mare victorie, deși o senzație neplăcută va fi în continuare sau te vei simți încurcată. Nu este exclus să te implici prea mult la locul de muncă. În niciun caz nu fi descurajată, vei reuși. Deja joi vei simți un val de putere și pace. Poți lua parte la un proiect neobișnuit? Este posibil ca la locul de muncă să ți se atribuie rolul de agent de publicitate, distribuitor de informații importante sau organizator al unor evenimente informale. Cu această sarcină te vei descurca perfect, pentru care vei primi mulțumiri sincere de la conducerea superioară. În timp ce ești angajată în viața socială, frontul dragostei va fi lăsat fără nicio atenție. Este bine ca în acest timp să nu existe evenimente care ar putea pune în pericol fericirea ta personală. Încearcă să te relaxezi în această săptămână. Nu, nu vei rămâne fără afacere. Chiar și la munca obișnuită te poți distra, iar noile tale idei vor fi bine primite și apreciate. Vinerea și sfârșitul săptămânii sunt favorabile vieții de familie, atunci te vei putea exprima în cel mai bun mod posibil ceea ce nu va fi ignorat de a doua jumătate. Există o șansă de a-ți înfrumuseța relația sau de a obține o nouă cunoștință romantică care va fi continuată. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran: Vărsător, ești norocoasă! O bandă albă a venit în viața ta. De luni până miercuri te poți arăta ca o persoană talentată și creativă. Nu-ți fie teamă să apari în public, ai nevoie de atenția celorlalți. Fă noi cunoștințe, fă o vizită. Tu ai dezvoltat talentul actoriei, așa că știi cum să atragi atenția și să obții sprijinul oamenilor folositor. Este posibil să obții un post de lucru în domeniul comunicării, exprimării libere sau chiar a manipulării. Cu toate acestea, săptămâna îți poate prezenta o surpriză neplăcută sub forma intrigii și trădării. Va trebui să ții cont de faptul că o astfel de atitudine față de tine este cel mai probabil provocată de tine însăți. Dar cum săptămâna aceasta este foarte favorabilă pentru dezvoltarea relațiilor, rezolvarea problemelor existente și armonizarea relațiilor, Construirea de planuri pentru viitor, în general, toate aceste acțiuni vor duce relațiile tale la un nivel nou, mai stabil și mai plăcut. De aceea, alocă timp vieții personale, în timp ce soarta contribuie la acest lucru. Pentru plimbări și evenimente comune, timpul favorabil este chiar la începutul săptămânii, iar spre sfârșit de săptămână este mai bine să rezolvi situațiile controversate și să discuți despre planurile tale pentru viitor. După ce vei fi aruncat un ochi critic în oglindă, vei înceta să arunci totul în stomac și să introduci o pregătire sportivă moderată în rutina zilnică. Primul efect al acestor lucrări va fi vizibil deja în weekend. Vei merge la un eveniment de divertisment și vei fi surprinsă de faptul că sexul opus aruncă priviri arzătoare în direcția ta. În general, săptămâna aceasta nu va aduce schimbări majore în niciun domeniu al vieții. Și la locul de muncă și în afacerile personale te așteaptă un progres foarte mic pe care aproape niciodată nu-l observi. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Pești! În această săptămână te poți simți epuizată, iar datorită energiilor transmise de aspectele planetelor, energia ta precară poate ajunge la zero. De luni până joi la lucru este de așteptat o sporire a sarcinelor într-un timp mai scurt decât de obicei. Draga mea, dar poți să ceri ajutor. Nu ești obișnuită să trăiești în astfel de tensiuni, așa că vei simți un sentiment de nemulțumire extremă. Nu continua să-ți dezvolți emoțiile negative, fi mai constrânsă. Dacă nu, discută cu un psiholog. Poți avea tendința să fii prea mercantilă cu oameni apropiați de tine. Desigur, într-un moment dificil le poți cere ajutor, dar nu abuza. Și mai mult, încercarea de a profita de cheltuiala altor persoane, în special a celor care te iubesc și care au încredere în tine, nu este deloc o sarcină nobilă. Gelozia îți poate aduce probleme la orizont. Calculul și viclenia în astfel de perioade nu vor fi inutile. În această săptămână vei putea revizui multe dintre principiile viații. Nu vei mai crede că oamenii care îți vorbesc cu ajutorul unor cuvinte frumoase vor începe să acorde atenție acțiunilor tale. Pe scurt, vei deveni mai dură, mai cinică și mai îndrăzneață, ceea ce va contribui la creșterea carierei tale. Dar, în chestiuni personale, abordarea prea strictă te va duce departe de cele mai bune rezultate a doua jumătate va fi surprinsă să observe metamorfoza care ți s-a întâmplat și vrea să te întorci la obiceiurile tale. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!